Și, în final, ce am vrut să zic? Cel mai tare nu doar orașele pe care le lăsăm în urmă, am trăit o viață frumoasă. A venit timpul meu. Bună? Bună. Ți-am adus o coasă cadou. Sper să o accepți. Mulțumesc. Și am venit să-ți cer și mâna. Poftim? Fratele meu a salvat multe vieți, dar nu pe toate. Mama. Ești tot ce ne-a rămas, Tigran. Tot ce ne-a rămas. Nu ne părăsi. E prostesc, e o prostie ce am făcut. Hai să nu facem o prostie mai mare. Ce rost are, suntem bătrâni. De ce să murim singuri? De ce să ne chinuim murind singuri? Și nici nu vreau să mor, nu vreau, nu vreau, vreau să trăiesc. Ce desenezi? E satul, clădir. Da, cu tine și Tigran ai un desen. Sper că-ți vești bune. Numai veștile mai trebuie satului ăsta. Doar nu o să moară. Că oamenii sunt sufletul lui și îl țin viu, însă el dispare. Anatolia, Anatolia, citește și mie scrisoarea asta. Uite, ăsta e un desen cu satul. Cu satul? Da, voi doi, tu și Tigran, sunteți viitorul satului. Nu mai lupta! Nu mai lupta, Acop! Nu mai lupta! O să murim! Ascultați-mă! O să murim cu toții! Mă ascultați-mă pe mine! Cel mai tare doare când nu poți să-i îmbrățișezi pe cei ce n-au mai putut să te aștepte. Cel mai tare doare că orașele mor exact în ziua în care le părăsim. Yo, check it up, check it up. O să murim, ascultați-mă, o să murim. Hai, aghi. Mai mergi, dă-i. Hai, că poți, ai loc.